tuturor la un nou clip aici la mine pe canal. Am aprins aici ring light-ul să ne vedem cât mai bine. Am neprins și puțin ploaia, așa că sper să mai stea pe un clip cât. Vedeți în vlogul anterior cum a arătat mai devreme. Dar deocamdată are o prezență destul de bună. Am venit o veste destul de bună, foarte, foarte ok pentru mine zilele trecute și astăzi a venit timpul să vă spun despre ce e vorba și să vă ofer un pic de context. Contextul e legat de acest colet. Am primit un mail zilele trecute de la o persoană foarte, foarte cunoscută în mediul online care lucrează ca PR, cred, la o anumită firmă de parfumuri românească, cu tradiție pe piața din România, care este din Cluj și aparține, din Cluj-Napoca, aparține doamnei Viorica Opriș, care face, am înțeles, niște parfumuri senzaționale de foarte, foarte mulți ani. Și sunt super încântată pentru că nu mă așteptam să fiu contactată pentru a testa aceste produse. Și mai ales de la o persoană atât de cunoscută. Și produsele le-am mai văzut, adică sunt super, super, super entuziasmată. Le-am văzut la fetele pe care le urmăresc de mult timp, la Chicken Quest, la Beauty Barometer, care e un fel de guru între ale parfumurilor. Adică eu când vorbesc de ea, mă gândesc la o persoană care într-adevăr știe despre ce vorbește și nu pot decât să mă bucur că am fost și eu aleasă printre fetele care să testeze astfel de produse, de parfumuri. Nu știu ce să mai zic, am zis că nu sunt specialistă, nu sunt o mare, mare pasionată de parfumuri, dar o să vă spun părerea mea sinceră, o să vă spun cum miros așa la prima testare, primele impresii. Sunt foarte, foarte entuziasmată să văd ce e în colet, că nu știu, chiar nu știu, nu mi s-a spus. Mi s-a spus doar să le testez și atât, și fără nicio altă adăugire, adică mi se pare că e unul dintre puținele branduri care nu te obligă să îi menționezi sau să, pentru câteva produse, să le faci vreun story sau ceva, sau mai știu eu ce. Întâmplă să primești un cadou fără a se aștepta nimic de la tine, fără să spună trebuie să faci aia dacă vrei să trimitem ceva sau să le menționezi, să ne spui părerea ta despre ele. Aici nu, adică m-au lăsat pe mine să aleg dacă să le postez sau nu, dacă să aduc aminte de ele sau nu, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Bravo! De la început un mare, mare bravo! Bineînțeles că am rupt cutia într-un mod foarte cool, adică not cool at all. Da, pentru că m-am grăbit să văd ce e înăuntru. Stare tare curioasă, nu știu dacă mă înțelegeți. Am, oare ce am aici? Natural spray. Am mai căutat după ce am văzut la Beauty Barometer și la Chicken Quest. Parcă am văzut și nu mai știu, dar parcă și la Luminița Avram am mai văzut ceva de genul. Vorbindu-se despre aceste parfumuri. Ce am aici? Și după aia am căutat și am văzut ceva ca și pentru bărbați. Mi-a atras atenția parfumul Catchy. Mi s-a părut și așa foarte, un nume foarte, foarte cool. Deci știam cam despre ce e vorba. Atât de tare mă bucur că atunci când știu despre ce e vorba și mă pliez și uite, vin în așteptările mele brandurile fără să știe că eu m-am gândit la ei dinainte. E foarte, foarte tare când se întâmplă așa ceva și chiar eram tare, tare curioasă să văd. Ah, Gentleman, acesta e pentru bărbați. Super, uite că tot vorbeam de parfumurile bărbătești. Ia să vedem. Avem Focus. Dacă se vede ceva pe aici, ar fi super ok. Și revenim. Da, ia să vedem cum miroase. Ce Gentleman. Și am văzut că au doar zona de parfumuri. Nu cred că mai au și altceva în portofoliu. Oh, dar ce puternic e.
Foarte masculin, foarte... Da, bineînțeles că va ajunge la soțul meu, se bucure tare, tare mult. Dar chiar e foarte așa fresh. Cred că conține foarte multă iarbă. Nu știu, deci nu prea mă pricep la ingrediente, la note, la... Da, pot să vă spun că îmi place foarte, foarte mult, adică te atrage efectiv. Da. Mi-ar plăcea să trec așa pe lângă un bărbat care îmi miroase, deci foarte bine. Se vede că ar avea gust, adică se simte că ar avea gust. Și aici, ce avem? Mai Vioris 13. Ce este acest Mai Vioris 13? Așa se numește parfumul. Cam așa arată parfumurile, vedeți ce drăguț cu o popătie, mi se pare foarte tare, Adela e îndrăgostită de popătie, când o să-i arăt cutia o să se bucure cu siguranță, să văd dacă avem focus sau ceva. Cam așa arată. Da, cu mov, cu auriu, foarte drăguță cutia. Da, încă foarte, foarte tare cum miroase. Da, aici e o sacoșică din asta de cadou. E goală, foarte tare. Da. Și aici mai avem o facturică cu zero. Aviz de însoțire a mărfii, probabil ceva din astea, birocrație de ale firmelor. Apa de parfum Mai Vioris 13 este un parfum cu o notă aparte și elegantă de musc, care se remarcă prin finețe și persistență. Face parte din familia de parfumuri Fugere, fiind remarcat și apreciat atât de către cei care îl folosesc, cât și de cei... cât și de către cei din jurul lor. Se poate purta la orice ocazie, la orice ora zilei, o vestimentație de o eleganță neconvențională este potrivită. Îmi place. Da. Și apa de parfum Gentleman, un parfum de înaltă clasă care se desfășoară maestos, debutând cu un acord de ierbă. V-am zis că are ceva de iarbă, ceva mandarin, ceva fresh așa, deci iarbă, mandarin, grapefruit, portocal, ceai condimentat, apoi cu un piper negru, piper roz, îndulci cu note ușor florale, de magnolie, geranium, neroli și asomie, habar n-am ce este geranium și neroli, îndrăgit cu acorduri verzi de mușchi de pădure. Da, chiar e foarte puternic așa, verde, cu iz exotic de paciuli, cedru și vetiver, finisând întreg buchetul, dându-i rafinament și o eleganță cu adevărat masculină. Da, numai din descriere poți să-ți dai seama că e ceva așa foarte... Da, super tare. Hai să vedem și apa de parfum. Vioris 13, care am înțeles că este o apă de parfum neconvențională, dar elegantă. Sticluța îmi place cum arată, e foarte simplă și sofisticată. Îmi place treaba asta. Sper că se vede acolo la voi. Ce drăguț arată. La ce focus pui tu aici, domnule? Da, cred că se vede, nu? Suficient de bine. Arată... Mai am capace în genul ăsta la alte parfumuri, așa, cu chestia asta teșită, ceea ce mă încântă, îmi plac așa, sunt foarte impunătoare, imperiale într-un fel. Așa, să revenim aici, în background, din background. Așa, se deschide cam greu. Da, ori n-am eu suficientă putere, ori se deschide altfel, nu știu. Deja, ori am stricat ceva pe aici? Ce-am făcut? Mi se pare că a curs aici puțin, pe lângă. Cred că am făcut eu ceva greșit, sau nu știu.
asta de unde e pulverizatorul. Împrăște destul de puternic pulverizatorul, nu e din ăla mic, așa foarte finuț. Nu știu cum e mai bine, dacă e mai bine așa sau... Să vedem. Să vedem cum îmi place, mi se pare așa foarte fresh. Bioris 13. Dacă nu mă înșel, am înțeles că e parfumul semnătura al doamnei, sper să nu mă înșel. N-aș putea să-l definesc, mi se pare că are un iz retro foarte puternic. Mă duce cu gândul așa în zona de colanți, cu ce l-aș purta eu, cu un sacou din ăla, cu umerii supradimensionați și cu încălțări din alea cu tocuri cui. Cred că știți colanții din aia care se trag așa pe sub călcâi. Cred că știți la ce mă refer dacă am vreo poză pe aici și găsesc pe Pinterest ceva asemănător cu ce am eu în minte. Dar foarte fresh. Mi se pare că are și niște note, nu știu, mă duce așa într-o zonă de săpun, ceva, nu știu, mie. Într-un săpun din ăla așa, care mirosea a lămâie dinainte, deci știți că puneau mamaile noastre, chiar și mamele sau bunicile, era un săpun la un moment dat, de se punea, era în formă de lămâie și se punea în dulapuri, în șifoniere, să miroasă hainele frumos. Nu știu dacă vă aduceți aminte de tot contextul ăsta, dar pe acolo mă duce pe mine cu gândul. Plus multe alte ingrediente pe lângă, pe care nu le pot defini, dar pot spune că e deosebit, adică n-am mai mirosit așa ceva. Mi se pare că mă întoarce în timp într-un mod foarte, foarte drăguț, într-o zonă în care mă apropii foarte mult de anii 80. Va trebui să-l mai descoper, pentru că e ceva inedit, într-adevăr. Și foarte multe flori, dar niște flori așa sofisticate, niște... Nu pot să-mi dau seama, efectiv. Finețe, persistență, uite, aici nu ne oferă prea multe informații despre el, dar o să vă las eu link în descriere către amândouă, poate acolo sunt mai multe ingrediente și note, pentru că la cel gentleman avem ceva mai mare descrierea, dar ce să zic, sunt super încântată și mă bucur că am avut această oportunitate de a le testa și a începe, de ce nu, o adevărată pasiune pentru ele, mai ales că mie îmi plac așa acordurile astea retro și la haine și sunt așa ușor melancolică câteodată. Da, îmi place. N-am ce să zic, la o primă testare îmi place chiar foarte, foarte mult, pentru că, sau îmi plac ambele foarte, foarte mult, pentru că sunt deosebite, n-am mai mirosit așa ceva și cred că e nevoie de diversitate atunci când tinzi spre ceva, sau neapărat că tinzi, așa ești tu, îți place mereu noul, să descoperi ceva nou, dar cu un iz retro. Înțelegeți ce vreau să zic. Vă mai povestesc despre ele pe parcursul folosirii lor și poate o să vă spun și un feedback despre parfumul bărbătesc, un feedback pe care o să-l primesc, bineînțeles, de la soțul meu. V-am zis, sunt super, super mulțumită și de faptul că pur și simplu mi l-au trimis pentru a le testa și sunt într-adevăr branduri, dar foarte, foarte puține cu care eu am colaborat de-a lungul timpului, care au trimis cadouri sau au trimis colete PR fără
spune neapărat sau a face o listă pe care trebuie să o urmez sau să vorbesc neapărat undeva despre ele, fie că e de bine, fie că e de rău. Deci chestia asta, luați aminte și învățați, pentru că au o strategie foarte, foarte ok de promovare și te lasă pe tine să alegi dacă într-adevăr vrei să vorbești despre ele sau nu. Cam asta a fost cu parfumurile Vioris, un brand cu tradiție, un brand pe care cu siguranță părinții sau bunicii noștri îl cunosc. Am înțeles că a pornit toată treaba aceasta cu parfumurile, doamna face aceste rețete ale parfumurilor originale de foarte, foarte mult timp și la un moment dat primul parfum, dacă nu mă înșel, se numea Farmec. Vă las în descriere să citiți mai multe despre istoria acestui brand și mă bucur tare, tare mult că este românesc, cu tradiție. Știți că încurajez întotdeauna tot ce este pe piața locală și la care tradiție și cu atât mai bine. E super, super ok. Sunt foarte mulțumită. Nu știu dacă vorbesc foarte mult de la entuziasm sau faptul că m-am învoluit aici aromele foarte, într-un mod foarte plăcut. Sunt recunoscătoare și pentru voi și pentru toată lumea și ne vedem cu drag la următorul clip. M-am pupat. Ah, și era să uit, spuneți-mi dacă voi ați mai folosit parfumuri, ape de parfum de la acest brand Vioris. Da. Probabil dacă sunteți din zona Clujului le cunoașteți mai bine, dar cu siguranță că există persoane, de ce nu, și în țară, în străinătate, care le cunosc. Mi-ar plăcea să-mi spuneți părerea voastră despre ele. V-am pupat încă o dată și acum chiar plec. Pa, pa!